nu este un kimono, e simbolul tradiției nipone. Dacă inițial cuvintele kimono însemna în japoneză a fi înveșmântat cu ceva, cu timpul kimonoul a devenit un compendiu al culturii japoneze. De-a lungul secolelor, această piesă tradițională a influențat lumea întreagă în moduri diferite și a devenit o sursă de inspirație pentru designerii de pretutindeni. Kimonoul a apărut pentru prima dată în Japonia în secolul al VIII-lea, în perioada Nara. La început, articolul era purtat de bărbați, dar în perioada Heian, femeile aristocrate au început să îmbrace kimonouri elegante, cu broderii și imprimeuri spectaculoase. În cultura niponă, kimonoul reprezintă mai mult decât o simplă haină. Aceasta poate indica statutul social, vârsta și chiar starea emoțională a purtătorului. Chimonoul tradițional este confecționat din materiale cu fibră naturală, precum mătasea și bumbacul, iar culorile și modelele sunt alese cu grijă pentru a ilustra anotimpul, evenimentul și personalitatea celui care îl îmbracă. Ar mai trebui spus aici că femeile tinere purtau culori puternice, iar mânecile erau lungi până la podea, în timp ce femeile mai în vârstă alegeau culori mai stinse. Lungimea mânecilor era scurtată odată cu căsătoria. Imaginile și culorile atent alese de croitorii chimonourilor înglobau la oaltă conotații metaforice și culturale puternice. Expoziția de la Paris din 1867 a fost un moment important pentru popularizarea kimonoului în Occident. Designeri francezi, precum Paul Poiret și Madeleine Vionnet, au fost fascinați de acest articol de îmbrăcăminte și au început să-l integreze în propriile lor creații. Kimonoul a influențat și cultura pop. De exemplu, în anii 60 și 70, haina a fost purtată de muzicieni celebri, cum ar fi Jimi Hendrix sau Janis Joplin. În timpul anilor 80 și 90, Kimonoul a fost o piesă populară în cultura hip-hop, fiind purtat de artiști precum Run DMC sau LL Cool J. Acum știi, Kimonoul nu este doar o haină tăiată în linii simple. Este o operă de artă de purtat. O emoție care devine țesătură, o capodoperă a rafinamentului și eleganței.